Din păcate, după 2 ani de zile, nu pot să vă spun că sunt mulțumit de ce face primarul actual. Mi se pare că se consumă foarte multe lucruri de amănunt și că a pierdut complet viziunea asupra ceea ce trebuie făcut și dezvoltat. V-am întrebat dacă vă pare rău că l-a susținut. Întrebați-l pe Câțu, întrebați-l pe Câțu, întrebați-l pe lui domnule Păciucă. Președinte, s-ar putea să vă pară rău, pentru că după 2 ani de zile, nu știu dacă regăsiți ceva din promisiunile de acum 2 ani în actualul program. Nu cred că găsiți. Păi sunt convins. Păi și atunci vă pare rău. Dar am eu vreo răspundere pentru faptul că eu, dacă eram președintele PNL, putea să mă trageți la răspundere. Dar nu v-am, pentru nu că dacă eram președintele PNL, nu vă tragem la răspundere. Să știți că eu întotdeauna am urmărit respectarea cuvântului dat, inclusiv de candidații, foarte noștri, de primari și de președinții de consilii județene. Nu vă trag la răspundere. Vă întreb dacă vă pare rău că l-a susținut, atâta tot. E greu să vă dau răspunsul la această întrebare, dacă îmi pare rău sau nu îmi pare rău. Și dacă mi-ar părea rău, n-aș putea să dau timpul înapoi. Dar la vremea respectivă, pe toate analizele care le-am făcut, după discuțiile care le-am avut cu toți specialiștii în domeniu, era singura soluție câștigătoare. Iar totuși, acum aici fiind cinstit, Schițac a părut un om onorabil, un om de caracter, un om coloană vertebrală, un om onest, un om cinstit și mai ales părea un om care are voința de a face lucrurile. Probabil nu a fost pregătit pentru complexitatea acestei poziții de primar. Sau odată ce a fost confruntat cu tot ceea ce înseamnă conducerea primăriei, nu a avut capacitatea să se adapteze. Un primar nu poate să conducă decât dacă are echipă. Eu mi-am dat seama încă din primele momente că nu există această echipă. Nu poți să le faci pe toate ca primar. Ca primar trebuie să ai oameni de încredere care în general să gireze fiecare domeniu. Păi aia zic, dar aici trebuie să ai știința de a crea echipa. Și numai de a găsi oameni buni, oameni de calitate, cărora să le delegi competențe, pentru că tu nu poți să verifici tot. Timpul de lucru a unui om este limitat. Nu poți să te ocupi de obținere de finanțări europene. Ori nu are echipă. S-a văzut clar că nu și-a format o echipă sau echipa lui este extrem de slabă sau are altă agendă decât agenda care a fost stabilită la alegeri. Pentru mine, în momentul în care un om se duce în alegeri și prezintă că voi face asta, 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 este ca un contract pe care îl semnează cu oamenii. Dacă el nu își îndeplinește acest contract, pleacă acasă. Vă spun că nu va mai lua un mandat Chițac. N-am nici cea mai mică îndoială. Nici dacă este susținut de PSD peste 2 ani de zile? Se discută în anumite zone ale PNL și a PSD-ului, în special pe zona celor din administrație, de ideea de a face alianță. Nu neg această posibilitate. Dar vă spun că și dacă va fi sprijinit de PSD Chițac, Chițac va pierde primărie. Și am încredere că vom fi în acea echipă care va câștiga.